PSD. PSD are. e un partid, trebuie să-l gândim ca orice alt partid, și vine un om în PSD pentru că el speră să valorifice resursa acestei instituții ca să producă niște politici publice uh, acceptabile. Dai PSD. Adică te uiți la ce se întâmplă, nu PSD-ul în general, ce se întâmplă acum cu PSD-ul. N-a fost întotdeauna catastrofii și totuși țara a funcționat în mai multe guvernări PSD. Ce se întâmplă însă acum nu este PSD, este un PSD captiv al unor penali. Asta, o, direct la tribunal ne ducem dar nu, nu e o problemă. Da. Deci sunt oameni care nu au bună credință atâta cât este sau cum e ea croită a partidului. Nu vorbesc de ideologie. Deci, ziariștii care sunt atrași în acest joc, intră fie pentru bani, fie pentru vanitate. Fie din uh, ambele, uh, din cele două combinate. Banii și vanitatea. Și, uh, un vanitatea oricum... se poartă cu batistuță, să știți. Sau, da. sau cum mai spunea cineva cu tricolorul pe după umeri. Deci aici sunt generații de oameni mai maturi și mai în vârstă care au crescut la televizor și rămân la televizor. Și care se uită la un canal, așa ombilical. Le intră pe, prin scoarța cerebrală cu care gândim, direct în corpul limbic cu care uh, avem emoții. Da? Deci acolo se duce informația în, în emoțiile de sub. Da? Gândirea este uh, scurcircuitată și uh, rămânem așa cu ochii mari, bulbucați în ce primim de la gâdea. Și aia e adevărul. E vorba despre felul în care uh, presa Intră în uh, hora politicului și încalcă uh, normele etice. Avem partii de media. Nu mai sunt partii de partide, nu mai sunt medii. Sunt partii de media, le putem defini cu identități PSD antena 3 și uh, România, România TV, TV uh, PNL și uh, realitatea uh, TV. Da? Sunt uh, asumate. E jenant să ai o emisiune de dezbateri în care să se asculte punctul de vedere opus. Faptul că devine uh, realitatea TVPNL sau uh, Antena 3 PSD alte uh, sunt la vedere. Uh, prin cumul saltul acestor jurnaliști în rol de politicieni adaugă cireașa. Da? Au fost politicieni care, ziariști care devin politicieni, firea a intrat la primăria capitale direct din redacția antenelor. Și mai sunt asemenea cazuri. Turcescu, mai zim și tu, sunt destul de mulți. Totuși, Acum, felul în care succesiunea acestor întâmplări ne-a lăsat cu senzația că a fost o cheie de boltă. Adică frumos, adică s-a încheiat e un, un, un produs legat cu o arhitectură coerentă, Partidul Media și am văzut cum se întâmplă ceva, un declic și un om care a funcționat coerent și destul de respectuos față de norme profesionale, face cu totul altceva peste noapte la o vreme am crezut că doar banul ajunge adică sumele când ating, depășesc un anumit palier, pot să provoace întuneric în creier și să rămână stinse toate, toți neuronii se sting, ăia care măsoară valori. Știi? Și atunci, unica valoare care mai contează nu se mai poate exprima în cuvinte, se poate exprima doar în cifre. Deci asta e o posibilă explicație. Dacă noi uităm la ce salarii au niște persoane care apar pe sticlă, o să înțelegem. Mai mult, am preluat și noi o știre generată de o organizație care a făcut cercetare, să vedem câți bani a cheltuit PSD-ul ca să cumpere presă. Și apare o listă de ziariști care încasează sume de ordinul câtorva sute de mii de euro pe an. Asta poate să explice o vulnerabilitate caracterială. Da? Asta una, dar mai sunt și alte cauze, nu? Că mai sunt și oameni care au intrat de în bună acest voie. joc, exact. Din, din elan și din. Da. <coughs> Tot timpul te întreb, există și o bună credință în acest demers? Mircea ați dat aseară, dacă nu mă înșel, au fost mai multe premii pentru repetenția anul acesta decât pentru uh, cei care merită premiul pentru libertate de exprimare. Unul dintre premii era pentru toți politicienii care au tratat ziariștii cu măgării. Adică au vorbit urât, i-au ofensat, i-au amenințat, i-au jignit. Deci a fost un premiu colectiv, dacă vrei, pentru toți politicienii și nu numai dintr-un partid. Adică tot spectrul politic are specimene care s-au manifestat bădărănește în relația cu vehiculul de comunicare. Penalii din presă au existat înainte, nu erau identificați ca penali. Vorbim aici de proprietarii de uh, grupuri de presă private în general. Uh, e este foarte mare și sunt foarte multe instituții media aflate în proprietatea câte unui asemenea personaj. Inclusiv uh, grupul media de la care, în, în care mi-am manifestat eu uh, activitatea ca jurnalist a atins în finalul carierei uh, lui uh, calitatea de a se afla în proprietatea lui Sorino Vidu Dar a, sunt, sunt mulți, aproape toți. Nu-ți vine să crezi. Nu erau în anii când începeam noi cercetările atât de ștampilați. Nu-i prin sau încă nu începuseră să prin fie seseră. penală? Nu-i prin seseră. Penali cred că au fost de la început. Adică Voiculescu e pedepsit pentru fapte care au o istorie lungă în spate și sunt multe pe pentru care nu va putea fi pedepsit niciodată. Politicienii, în raport cu presa, uh, au avut uh, momente uh, de manifestare grobiană, adică au vorbit urât și s-au rățoit și au amenințat voalat, fără consecințe fizice, uh, în câteva perioade. Pot să spun Privind foarte în urmă, Ion Iliescu, celebrul Măi Animalule. Da? da? Din anii 90. De la Măi Animalule a urmat o perioadă de acalmie în perioada guvernării uh, democrate, coal coaliției, Convenția Democrată, când liderii de atunci nu s-au. Uh, n-au fost atât de uh, nesimțiți a urmat guvernarea Năstase 2000 2004 PSD Năstase când a, aia a fost perioada cea mai proastă de după Iliescu anii 90 timpurii, cea mai proastă perioadă pentru că a fost un recul, a fost un control pe mass media foarte era un control coerent, al publicității atunci prin publicitate, prin datorii, orice instrument care putea să fie folosit la nivel central, dar și baronii locali își extinseseră forța și au fost chioșcuri ale gazetelor de opoziție care erau ridicate din stradă cu Macaraua și războaie aproape directe contra instituțiilor media care deranjau și un control pe, la nivel național foarte aprig și amenințări. Da? Se pare că PSD-ul are o. De fapt, cred că sunt cam aceiași oameni. Au apărut niște băieți mai tineri. Acum am. cum îl cheamă pe Kalashnikov, mitralieră. Da, Care e mai, mult mai tânăr, dar ceilalți, Nicolicii, sunt un, un, pluton, un pluton de lătrători foarte activi atunci când ajung la microfon o comit Băsescu a fost unul care a, a, fost, a fost agresiv cu, cu jurnaliștii la nivel de țigancă împuțită a fost doar un episod dar erau multe episoade în care presa practic atunci s-a separat a fost, de fapt după perioada Iliescu când era presa Iliescu și pro-Iliescu și restul lumii a fost perioada băsescu cu băsiștii și. Când S-a polarizat, s polarizat grav, da. Dar asta e puțin alt subiect, aici vorbim despre felul în care răspunde presa relației cu politicienii. Politicienii în România au, deci ciclic, tentația asta a-i trata pe jurnaliști indecent. Ca nivel de atacuri la adresa jurnaliștilor au fost și cele verbale, s-au adăugat aici cele fizice la pachet în 10 august, pe lângă ceilalți învinețiți de pulanele jandarmilor, și-au luat gaze și șuturi și aparate zdrobite. Și... Da, deși știau... Ziariști au de face cu ziariști, aveau ziariști, e ziariști e care țineau la vedere legitimația. legitimația. Aseară am transmis un premiu jandarmeriei prin intermediul unuia dintre ziariștii care au fost victimele violențelor pe 10 august anul trecut. Instrumentele de monitorizare ale discursului pe televiziuni, ca să vezi dacă există tendențiozitate, dacă e m bagă șopârle în favoarea sau respectiv în defavoarea unui actor politic, nu mai au sens. Acum nu, nu mai sunt șopârle. Nu acum. sunt șopârle, sunt dinozauri. Deci, ce se întâmplă în, în redacțiile unor emisiuni de la câteva canale de televiziune este propagandă care descalifică, practic, persoanele care funcționează acolo cu rolul de jurnaliști. Ei nu sunt jurnaliști, sunt propagandiști, punct.